A greșit Liviu Dragnea? Da. Cu ce? Cu ce? Cu multe. Le puteți enumera? Lăsați, că le spun eu în interior. Legile justiției. Mulți au greșit. A fost dezbătută problema asta, a fost o greșeală? Amnistia, grațierea? S-au făcut foarte multe greșeli, dar detaliile o să le spun în interior. Trebuie sper să nu vă supărați. Trebuie să facă un pas în spate? Trebuie să aleagă o nouă conducere? Și asta să știți că e o idee care trebuie luată în calcul. În primul rând, cred că toate lucrurile astea trebuie discutate în interior. Dar da, evident că trebuie să ne luăm în calcul toate variantele. Mă întrebam de premierul. Un partid nu înseamnă nimic. Ar fi foarte grav să fie așa. Nu cred că e momentul de excluderi. Nu, ci, repet, un moment de reflexie. Haideți să nu plecăm de aici învinși toți, ci cu toții să plecăm câștigători, pentru că e un moment în care chiar avem din ce învăța și pe care de consecință câștigăm. Eu cred că din toate lucrurile care s-au întâmplat în săptămâna asta, avem cu toții de învățat. Suntem capabili să învățăm din asta, câștigăm cu toții. Când zic cu toții, zic chiar cu toții. Nu suntem capabili să învățăm și pornim iarăși pe răzmelițe și pe ranchiuni și pe răzbunări, pierdem cu toții.